Din păcate, ne aflăm în grupul țărilor cu cele mai scăzute valori ale speranței de viață din Uniune, alături de Lituania și Bulgaria. Cei mai longevi sunt totuși spaniolii, pe care dieta și briza mediteraneană i-au ajutat să trăiască în medie aproape 84 de ani. Andra Moldoveanu ne spune mai multe. Te ascultăm, Andra. Bun găsit! Speranța de viață la naștere în România a fost de 72 de ani și jumătate pentru bărbați și de 79,6 ani pentru femei în 2019, potrivit Institutului Național de Statistică. Mai este un aspect similar, dar care face diferența luat în calcul de specialiști, și anume speranța de viață sănătoasă. În cazul femeilor a fost de 60,6 ani în 2019, în scădere de la 62 de ani aproape în 2009. În cazul bărbaților, diferența este ceva mai mică. A ajuns la 59,9 ani în 2019, de la 59,6 ani cât era cu un deceniu în urmă. Statisticile europene disponibile la nivelul anului 2018 arată că femeile din Uniunea Europeană trăiesc în medie 83,7 ani, mult mai mult decât bărbații, care au o speranță de viață de puțin peste 78 de ani. Specialiștii spun că diferența aceasta este cauzată în mare parte de stilul de viață mai sănătos în cazul femeilor, dar și de ocupațiile diferite ale celor două sexe. În Letonia, Lituania și Bulgaria sunt cele mai mici valori ale speranței de viață a locuitorilor, după care urmează România. Însă, cei mai longevivi europeni sunt spaniolii, italienii, francezii și ciprioții, cu medii ale speranței de viață cuprinse între 82,9 și 83,5 ani.